Doi câini, de Alecu Donici. Un câine de pe neam Dulău, prielnic credincios către stăpânul său, odată au văzut pe vechiul cunoscut Juju, cățel tărcat, ce din ogradă an în curte s-au luat, și care le acum la o fereastră în casă, șezând pe un covor de cele mai frumoase, afară mândru se uită. Jujucă, ce mai faci, mata? Întreabă câinele, din coadă dând încet. Acesta între câini e semnul de respect. Îți mulțumesc, mon cher, răspunse lui Juju. Sunt bine, dorm, mănânc, alerg, mă hârjonesc și pe saltele moi când vreau mă tăvălesc. Dar spune-mi, ce faci tu? Eu sunt ca purure, răbd foame, ploaie, ger, păzind o gradă la boier. Dorm lângă poartă sau cu caii și de la bucătar ades mănânc bătaie. Baier și un fecior trei lovituri mi-au tras, pentru că n-am lătrat la vreme și la ceas. Dar tu, Juju, cu ce întâmplare? Ai căpătat favor asupra-ți așa mare. Ce slujbă la stăpân în faptă împlinești? Fiind atât de mic, în ce te bizuiești? Eu? Au răspuns Juju. Mă mir de întrebare. Eu fac aport și joc ca omul în picioare. Din oameni iarăși sunt la soartă în favor, pentru că în două labe știu a umbla ușor. Și fac aporte când pot.